Ora 16, bine v-am regăsit, sunt Ioana Constantin. Începe politica zilei. Pensia specială medie a ajuns în România la 21.000 de lei. Din această sumă, numai 4.100 reprezintă contributivitate, restul sunt bani de la bugetul de stat. Dacă ne uităm însă la cum arată pensia medie normală pentru ceilalți pensionari, ea a fost în iulie aproape de 1.800 de lei. Nu mai vorbim de pensia minimă, nu mai vorbim de pensionarii care își cumpără la bucată medicamente. E o bătaie de joc cumplită pentru că se pare că au uitat cei din coaliție de promisiunile legate de eliminarea pensiilor speciale, de impozitarea pensiilor speciale. E un impact bugetar undeva la 12 miliarde de lei, dar nu mai vorbește absolut nimeni din coaliție despre acest lucru. Sigur, au alte lucruri mai importante, cum ar fi energia, numai că nici acolo nu sunt încă soluții pentru facturile românilor. Discutăm în ediția de astăzi și despre cum a reușit ANAF-ul să transforme curierii în veritabili agenți ai fiscului, pentru că din noiembrie curierii vor trebui să completeze niște declarații prin care dau explicații cu privire la plățile ramburs. Ce-o fi vrând ANAF-ul, practic, nu mai scăpăm niciunul dintre noi. Suntem, pentru ANAF, probabil cu toții niște evazioniști. Și discutăm tot în ediția de astăzi despre cum statul român va distruge și va plăti pentru asta 8 milioane de doze de vaccinuri, pentru că atât avem în depozite. Și ne spune ministrul Rafila că nimeni nu le vrea nici măcar pe gratis. Începe politica zilei, vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. În platou alături de mine, avocatul Bogdan Bărbuceanu, mulțumesc foarte mult. Bine v-am găsit. Deputatul Cristian Zaidler, USR, mulțumesc foarte mult. Bună ziua. Ionu Simion, ca secretar general PMP, mulțumesc foarte mult. Însă, înainte de a începe toate aceste subiecte sociale, economice, politice, vreau să vă spun că avem niște generații de aur și nu mă refer doar la cele din sport. Astăzi avem plăcerea să vă prezentăm un tânăr triplu medaliat olimpic cu aur la Olimpiadele de matematică. Tudor Păișanu este un elev din Gorj care a reușit performanța să fie admis la o prestigioasă universitate din Paris. Numai 120 de tineri au fost admiși din 1200 de candidați. Sigur, costurile sunt foarte ridicate la această universitate din Paris, iar posibilitățile financiare ale familiei nu reușesc să acopere aceste costuri. Însă noi vrem să vă prezentăm cum arată tinerii noștri de excepție. Tudor, bun găsit! Mă bucur să ne vedem, să ne auzim! Bună ziua, vă mulțumesc de invitație! Spune-ne în primul rând, Tudor, cum ai reușit performanța să fie admis la această prestigioasă universitate din Paris, unde numai 120 de candidați au reușit să fie admiși din cei 1200. Este vorba de foarte muncă, foarte multă muncă și de dedicație și fac asta pentru că matematica este monedeismul meu. Performanțele mele m-au ajutat să fiu admis. Spune-ne, știm că ai obținut de foarte multe ori aur, da, la aceste olimpiade, locul întâi la olimpiadele de matematică. Da, sunt triplu medaliat cu aur la Olimpiada Națională de Matematică. Am luat aur la Olimpiada Pluridisciplinară Primada Iacuțsk, Rusia, argint la Mathematical Grammar School Cup din Belgrad, precum și alte zeci de premii și concursuri. Ce a contribuit la pasiunea ta pentru matematică sau de unde vine ea? Pasiunea mea provine încă din copilărie, când am fost fascinat cu cifrele și mereu am fost un copil foarte curios și puneam tot felul de întrebări și astfel că am și găsit unele răspunsuri. Bun, dar știu că posibilitățile financiare în familia ta nu sunt foarte ridicate. Mărturisesc că m-a impresionat foarte mult ce spun părinții tăi, că au fost nevoiți să vândă utilaje agricole, să vândă animale din gospodărie și chiar se gândeau să vândă și casa pentru a reuși să te sprijine. Despre ce costuri discutăm la universitatea aceasta din Paris? Telespectatorii au pe bandă inclusiv conturi dacă doresc să te ajute, să te sprijine pentru universitatea la care tu vei merge din septembrie, nu? Da, 1 septembrie încep. Da. Costurile se ridică undeva la 12.000 de euro pe an pentru living și alți 12.000 de euro pentru taxele școlare. Și, din păcate, familia mea nu are resurse financiare ca să-mi susțină studiile, așa că apelez la ajutorul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc.
Cred că s-a întrerupt puțin conexiunea și o să-i rog pe colegii mei să refacem această conexiune. Trebuie să vă spun că Tudor este dintr-o localitate din Gorj, dintr-o comună. Părinții lui au fost nevoiți să vândă utilaje agricole și animale pentru a reuși să îl sprijine în visul său de a merge la această universitate din Paris. S-au întrebat mulți telespectatori când am postat pe pagina mea de Facebook de ce a ales o universitate din afara țării, pentru că probabil pentru competențele acestui copil, pentru abilitățile lui, România nu poate încă să ofere suficient în acest domeniu. Sper că vom reuși să refacem legătura. Dacă nu ați reținut, avem un elev de geniu în Gorj care are nevoie de la 1 septembrie să meargă la această universitate unde a reușit să fie admis 120 de candidați, 120 de admiși din 1200. Trebuie să fim mândri de această generație. Îi mulțumesc mult lui Tudor și l-asigur că vom sprijini cum putem în continuare. Bun. Acum, mergem la alte cifre, pentru că le spuneam telespectatorilor înainte de discuția cu Tudor despre pensiile speciale din România. Pensia medie specială a ajuns la 21.000 de lei, 21.100 mai exact. Din această sumă, numai 4.160 reprezintă contributivitate. Vorbim de un deficit la bugetul de pensii, undeva de 12 miliarde, spune domnul Budăi, neexplicându-ne că, în primul rând, e o cifră greșită și, în al doilea rând, 12 miliarde reprezintă chiar chestiunile care țin de pensiile speciale. Domnule Simionca, încep întâi cu dumneavoastră. Pensiile astea speciale pare că au rămas așa, o promisiune electorală de care a uitat toată lumea. Nici nu le impozităm, nici nu le eliminăm. La nivel declarativ, toate partidele parlamentare au spus, domnule, vom elimina pensiile speciale. Vă amintiți? Da. Faimoasa replica lui Rareș Bogdan, care zice, într-o lună, 30 de zile sunt eliminate. Uite că 2 ani mai târziu, pensiile speciale au rămas și sunt încă o cheltuială enormă pentru statul român, iar totul a rămas o declarație politică. Știm cu siguranță că PSD și PNL nu o să facă nimic în acest sens. Și vă dau și un motiv de ce nu o să schimbe nimic, pentru că majoritatea celor care primesc pensia specială sunt clientela lor politică. Și nu poți să pui lupul pasnic la oi. Da. Sunt câteva soluții dacă ar vrea să statul român să scape de această cheltuială suplimentară. Unul la mână, să modifice, să anuleze aceste legi ale pensiilor speciale. Care sunt tot legi speciale. Exact. Să supraimpoziteze pensiile speciale la un anumit nivel și așa ar putea să soluționeze această problemă. Dar nu există interes. Avem 2 ani de zile un parlament majoritar, avem o majoritate parlamentară confortabilă, PSD, PNL, UDMR, care pot să schimbe orice în domeniul legislativ, dar nu vor să facă acest lucru. Ei vor să-și protejeze clientela politică. În schimb, vedem că sancționează pensionarii noștri care au pensia minimă la punctul de pensie. Și mediul de afaceri, înainte să vin către noastră, domnule avocat, aș vrea, Ionuț Simionca, ce s-a întâmplat cu promisiunea asta din schimbările din fiscalitate? Au spus atunci că modifică impozitul pe clădiri, că modifică la part-time și că supraimpozitează pensiile speciale. Le-au făcut pe toate celelalte, ni le-au pus în brațe, dar pensiile speciale sunt tot acolo. Vedeți, dumneavoastră, guvernul României totdeauna promite și dă cu o mână sau cu jumătate de mână și ia cu două sau trei mâini. Cam asta e procedura pe care o face PSD-PNL. Noi deja ar trebui să nu ne mai lăsăm duși așa pe fentă pe promisiunile lor electorale și guvernamentale. Că am văzut că nu se țin de cuvânt. Nu sunt oameni serioși și nu se țin de cuvânt. Adică au venit cumva în contrapartidă, vom face ceva, dar iată, pentru a nu știu câte oră, ne demonstrează că nu fac nimic. Absolut nimic. Domnule avocat, înainte de a merge să le arăt telespectatorilor cât înseamnă de fapt, cât a plătit cineva care primește 21.000 de lei, domnule avocat, v-aș întreba, este doar o promisiune electorală, o gogoașă din asta electorală, sau efectiv ei nu pot juridic să facă aceste modificări, ca să înțeleagă oamenii, poate nu pot să le fac, să schimbe juridic. Până acum pare că este doar o gogoașă, dar juridic sigur că pot. Câtă vreme există majoritate în Parlament, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării, sigur că pot modifica orice lege. Ba mai mult, știu că s-a asumat această obligație și prin PNRR. Ei, asta voiam să întreb. Bun, haideți să vedem că ni se spunea de clientela politică. Care sunt cel mai mare număr din ce este format cu privire la aceste pensii speciale? Sunt pensiile magistraților. Așa este. Chiar o pensie a unui magistrat aceasta despre care vorbeam eu. Nu că vorbi de clientela politică. Da. Și domnul Predoiu ne-a spus chiar ieri, nu? Că nu se poate. Vă rog, continuați cât notez eu. Există decizii chiar și ale Curții Constituționale. Cred că aici este cu adevărat tema vis-a-vis de o
modificare legislativă pe acest subiect. Dar să spunem și de ce nu există contributivitate referitor la aceste sume. Pentru că am avut acea modificare legislativă care a funcționat o perioadă destul de bună de timp, pe baza căreia pensiile se calculau în raport de ultimul an în câmpul muncii. A, da? Și cu sigur venituri că umflate la final. Asta da? Este problema, da. Cu sporuri, cu venituri, cu tot ce însemna absolut orice venit, care în mod normal n-ar fi trebuit să se ia în calcul la baza de la baza pensiei, au fost luate în calcul. Și așa am ajuns în această situație în care se restituie o sumă mult mai mare pentru care acea persoană în timpul muncii nu a contribuit. Da. Deci, aici a fost o greșeală, bineînțeles, din acea perioadă, pe care ar trebui să-și o asume cei vinovați. Avem această pensie medie în România, denumită cea mai mare pensie medie, da? Aparține de zona de magistratură, 2102 lei. Sunt cifrele date de Casa Națională de Pensii 21.102 lei, da. Așa, bun. Din această sumă, numai 4.160 reprezintă contributivitate. Așa cum dumneavoastră contribuiți în fiecare lună din salarii la pensie sau cei care sunteți deja la pensie ați contribuit de-a lungul vieții și de-a lungul muncii dumneavoastră. Restul de 19.747 de lei sunt bani de la buget, adică bani comuni ai noștri ai tuturor. În general, la o pensie specială de 8.000-9.000 de lei, contributivitatea e undeva la 2.000 de lei. Restul suportă bugetul de stat. Nu vorbește nimeni despre aceste sume care, de fapt, sunt cumva furate din banii tuturor. Pentru că atâta vreme cât nu există contributivitate, banii ăștia sunt la modul comun, sunt banii noștri din taxe și impozite ai tuturor. În PNRR se vorbește despre reforma pensiilor și despre contributivitate. Întrebarea este, Cristian Zeidler, putem să ajungem la zona asta de contributivitate? Câtă vreme avem aceste pensii speciale la 12 miliarde impact bugetar, numai 10.000 de persoane ne dă Casa Națională de Pensii, restul sunt la secret și vorbim de pensiile speciale din zona de servicii, pensii speciale din zona MAPN-ului. Mă rog, nu sunt chiar pensii speciale acolo, sunt indemnizații. Bun. Putem să facem această reformă? Putem și trebuie. La magistrați... Domnul Ghinea a trecut-o acolo, da? Pensii speciale. Putem și trebuie și explic foarte pe scurt. La magistrați, Curtea Constituțională ne spune că nu putem să eliminăm ideea de pensie specială, dar chiar și Curtea Constituțională blamează la ce s-a ajuns, adică la pensii mai mari decât venitul net din perioada de activitate. Da. Magistrații, sigur, au o pensie medie foarte mare, dar nu sunt ei foarte mulți. Cei mai mulți beneficiari de pensii de serviciu, cum se numesc ele de fapt, pe un calcul special sunt militarii și asimilații lor, polițiștii. Dar vă spun trei categorii de persoane care au pensii speciale. Cei din aeroport care împing tăvița. Da. Foarte importantă, nu vă sperați, în toate celelalte țări am văzut firme private care fac asta. La noi e personal militar care va avea pensie specială pentru asta. Vă mai dau un exemplu. Doamnele, domnișoarele, în principal am văzut și câțiva domni care preiau acte și predau acte la biroul de permise auto. O activitate importantă, dar nu e un militar, pentru numele lui Dumnezeu. Da. Doar pentru că e îmbrăcat în uniformă, ar trebui să fie personal civil. Ei, acei oameni vor avea pensii speciale. Să nu vă mai spun despre toți angajații Parlamentului, de la șofer până la ultimul director, care, deși nu sunt funcționari parlamentari, sunt asimilați acestora. Vedeți? Asta e o altă perversitate. Deci noi nu avem un test zero oricum în acest sistem. Te invit alături de noi pentru că ai niște calcule legate de zona de salarii versus pensii speciale. Salut și pe domnul profesor Mircea Coșa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Coșa, că sunteți alături de noi. Să rămână, domnului, salut pe toți participanții la discuție. Domnule Coșa, să știți că discutăm despre faptul că există în România pensia medie specială undeva la 21.000 de lei și numai 4.100 este contributivitate. Am să-l rog pe acum pe deputatul Cristian Zeidler să ne facă o demonstrație legată de salarii și pensiile speciale și apoi vin către noastră pentru o analiză mai consistentă. Vă rog. Am luat o persoană care are un salariu net de 5.000 de lei, da? În ultimele luni de activitate. Asta înseamnă 8.547 de lei brut. În regulă, pensia brută, presupunând că această persoană este un militar și se calculează cu 65%, dar atenție, există pensii speciale la care acest procent este de 80%. Pentru ce categorie, Cristian Zeidler?
pentru o mulțime de categorii, pentru că avem acolo aviatori, avem acolo diplomați, avem acolo... Deci mai mult decât la un militar, care poate a fost în teatrele de operații și ar merita să aibă această pensie. Atenție, militarul din teatrele de operații este asimilat cu cel care eliberează acte asta la ghiceu. Asta e marea problemă a sistemului. În fine, o pensie brută este de 5.555 de lei, iar pensia netă, după ce se trage contribuția la sănătate, impozitul la pensie, este de 5.060 de lei. Observați ce se întâmplă aici? Pensia netă ce primește pensionarul în mână este mai mare decât cu ceea ce primea când lucra. În ce univers se poate întâmpla că atunci când nu lucrezi, ești în pensie, să primești mai mulți bani decât atunci când lucrezi? Păi atunci haideți să ne transformăm toți de pe planeta asta în pensionari, că se pare că avem venituri mai mari decât dacă speciali. Am avea... Ceea ce este o aberație. Niciodată, oricât de mult ar fi pensia specială, nu admit ca o pensie să fie mai mare decât venitul din muncă. Și economic ne poate spune domnul Coșa... De pensionar. Economic ne poate spune domnul Coșa... Cei care sunt la 46 de ani este la pensie. Absolut, nu mai punem asta la calcul, sunt o mulțime de probleme. Dar de principiu, prin efectul legii, pensia e mai mare decât salariul, așa ceva, din punct de vedere economic, este e mai paliment. Convenabil să iasă la pensie decât să rămână în muncească, nu? Să rămână în câmpul muncii. Domnule profesor Coșa, ajutați-ne, cum s-a ajuns la astfel de dezechilibre în întreg sistemul și de salarizare, dar și de pensii? Și oamenii, pe bună dreptate, sunt revoltați. Cei care au muncit, sigur, în diverse industrie, pe diverse salarii mai mici sau mai mari? Doamne, apreciez foarte mult analiza domnului Zaider, de astăzi se știe că îl laud mereu pentru analiza și sinteza care o face, dar de data asta trebuie ca să spun că are o doză mare de naivitate. Toate calculele pe care le facem sunt corecte, judecata e corectă, moralitatea este corectă, însă pensiile speciale nu se vor modifica în România, pentru că ele sunt un instrument politic. Pensiile speciale fac parte din cultura actualei clase politice, dar este bazată pe o interacțiune interpartinică și interinstituțională. De sprijinire una pe alta în așa fel încât să-și păstreze, avantajele și puterea de decizie pe termen îndelungat. Pensiile speciale sunt un instrument de manipulare în așa fel încât să se păstreze puterea de decizie anormată a unei anumite clase politice care nu are nici cea mai mică intenție de a corija acest sistem. Ba din contră, îl va menține. Știți ce va face? Așa cum spunea domnul Zadăr, va elimina niște mici erori care fac lumina prea mare asupra nedreptăților. Pe mail-alea, doamnele alea care mută documente, nu știu mai ce, s-ar putea să fie scoate. S-ar putea să asistăm la o anumită impozitare sau supraimpozitare acestor pensii. Credeți asta? Dar instrumentul acesta... Poptiți? Credeți? Pentru că au renunțat. Au făcut modificările fiscale. Nu cred, dar zic s-ar putea să asistăm în extremi sau astfel de măsură. Dar ca să se elimine pensiile speciale atâta timp cât această cultură a actualei clase politice merge pe această interdependență partinică și instituțională, care până la urmă conduce o societate prin niște reguli care n-au nimic de a face cu dreptatea economică și cu logica economică, nu mă aștept la niciun fel de măsură. Pentru că nu e vorba aici de calcule, nu e vorba de calcule corecte, cum le face domnul Zaider, e vorba de decizie politică. O decizie politică nu se va lua, cel puțin în condițiile actuale, când oricând se poate spune că suntem într-o asemenea situație de criză încât o destabilizare socială și politică ne-ar face rău, nu se va întâmpla nimic. Nu se va întâmpla nimic și va continua acest sistem de privilegii acordate unor oameni care devin până la urmă instrumente ale unor decizii pe care le iau decidenții politici, oricare ar fi ei la un moment dat. Pentru că până la urmă cultura politică și conceptul politic al clasei politice românești de astăzi este același indiferent de partidul din care face parte. Sigur, sunt excepții. Mai apar partide mai tinere care încearcă să schimbă pe aici pe acolo lucrurile, dar mă îndoiesc că și reajunse la putere vor avea curajul să facă această schimbare.
Da. Vă rog să rămâneți în dezbatere. Revin la Ionuț Simionca. Anunță guvernul un nou pachet de sprijin din ăsta social, cum au mai făcut ei cu vouchere sociale. Însă, sunt oameni în România și Cristian Zedel îmi spune că el cunoaște un caz în familia sa care nu au primit aceste vouchere, deși pensia acelor oameni este sub 1500 de lei. Domnul ministru Budăi, care am comunicat astăzi prin mesaje, mi-a spus vom face o analiză după ce se termină distribuirea, vom vedea dacă sunt astfel de cazuri și corectăm, dar mai spune că poate oamenii fac bani din alte venituri. Întrebarea este, acești oameni care au fost omiși din sistemul de carduri sociale și n-au primit, n-au beneficiat, poate nu vor beneficia în data viitoare, însă așa îi ajutăm, dându-le câte 50 de euro să cumpere dintr-un magazin? În primul rând, suma este ridicolă, 4 lei pe zi. Am spus-o de nenumărate ori și chiar și atât de mică această sumă era... Este binevenită pentru oricine. Doar să limitez, de exemplu, eu văd că sunt o felul de limite puse în ceea ce poți să cumperi cu aceste carduri, da, aceste vouchere. Și magazinele. Și magazinele și zona în care, eu vă dau exemplu Bistrița Năsău, da? În 20 de sate din Bistrița Năsău poți să cumperi. Deci nu în 20 de comune. Au câte rămas, OAT-uri are? 62 de OAT-uri, da. Mult mai puțin de jumătate. Deci în 20 de comune doar sunt acoperite, în rest 40 au rămas fără. Deci nu este un sat, nu ne recomandă un singur sat. Plus că n-au fost acoperite. Îi limitez pe oameni, dacă oamenii doresc să-și cumpere o plapumă, de exemplu, la iarnă. Vine frigul, nu au bani să-și plătească gazul. Ce faci? Nu poți să-și cumpere. Felul ăsta în care guvernații noștri consideră că toată lumea e alcoolistă și nu își cumpără, nu știu, așa tratează guvernul României. Se gândesc că merg acolo la birtul din sat sau la magazinul din sat și își cumpără un moed PSD sau știu eu ce își cumpără. Abordarea asta nu e sănătoasă și nu ajută românii. Eu bat jocurile la adresa românilor, chiar dacă eu o formulez mai plastic. Asta e realitatea în care trăim. Da, dar vor să mai dea încă un astfel de pachet. Nu e mai costisitor pentru statul român, pentru bugetul României să tot dai astfel de pachete în loc să faci o creștere reală a pensiei sau să stopezi creșterea prețurilor în energie, nu știu, la combustibili? Vorbim despre partea de energie. Să treaba asta, adică trebuie noi am venit cu multe propuneri în scăderea costurilor la energie, de exemplu, scăderea TVA-ului la gaz la 5%, scăderea accizei la combustibil, TVA-ului la combustibil. Sunt foarte multe lucruri pe care guvernul poate să le facă, dar nu le face. Și cu siguranță oamenii se bucură de 200 de lei, de 4 lei, se bucură. Orice bănuț venit în aceste vremuri grele este binevenit. Dar această batjocură și, cum spunea și dumneavoastră, sunt mulți oameni care nu au primit aceste carduri și mulți oameni care nu pot să meargă 30, 40, 50 de kilometri să-și cumpere de 200 de lei. Deci, costă mai mult transportul, costă mai mult transport, exact. Acolo, da? Asta e abordarea guvernului PSD. Da. Domnule avocat, credeți că, spuneați că nu e în stare statul, dar mai suportă bugetul să tot dăm pachete din astea așa sociale? Păi dacă vorbim de sume atât de mici, cred că suportă. Sigur, cred că mai important este să punctăm că înțeleg că există o discuție cu privire la majorarea salariului minim. Da, de la 1 ianuarie. Până la 2850 sau chiar 3000 de lei propune PSD. Da, da. Și de asemenea majorarea pensiilor. Acum, sigur, e foarte bine să se întâmple lucrul ăsta, să se și întâmple, că așa discutăm, cum spunea și dumneavoastră, discutăm de 1000 de măsuri sociale și prea puține vedem sau deloc. De fapt, e o ajustare curată a inflației la pensii. Da, păi asta vreau. La pensii înțeleg că se discută de un 5%, eu aș spune că, bine, nefiind un specialist în economie, că ar trebui peste 15% ca să discutăm de o ajustare curată a inflației. Nu știu nici 15% dacă ar acoperi, dar 5% este mult prea puțin pentru pensii. Dar eu mă doiesc că vor găsi surse de finanțare, pentru că atunci când vii cu un asemenea proiect trebuie să identifici și sursele de finanțare ca să fie sustenabilă o asemenea reglementare. Mă doiesc că vor fi identificate și că se va putea cu adevărat. Sigur, discuții avem, deși nu suntem în campanie electorală, dar tot avem discuții de genul ăsta. E adevărat, probabil că niciun partid nu își asumă să ia o măsură radicală în ceea ce privește pensiile speciale și mai sunt alte chestiuni pe care le putem discuta, care ar atrage suficient de mult bani la buget, astfel încât să ne putem permite aceste majorări de pensii, de salarii și așa mai departe. Dar nu există voință politică. Îl vedeam pe domnul deputat zâmbind mai devreme, dar nu știu dacă partidul domniei sale, când a fost la guvernare împreună cu PNL, au făcut ceva concret în acest sens. Și vă mulțumesc pentru întrebare, domnule, și o să vă spun că am făcut parte din acea comisie a coaliției cu PNL și UDMR, care se ocupa de subiectul pensiilor speciale. Și din păcate îi confirm domnului Coșa, fără naivitate, ci din experiență proprie și evident înțelegând ce se întâmplă, că de fapt nu se dorea acest lucru. Singurii care trăgeam de acest subiect în sensul respectării strict a deciziilor Curții Constituționale și nimic mai mult de atât,
eram noi, USR, UDMR și PNL, găseau tot felul de pretexte ca să ne întâlnim mai, dacă se adică poate, s-a făcut o comisie în secolul următor. Doar formal. Nu? Evident. Sunt dar orice comisie în România, de ce facem comisiile parlamentare? Dacă exista voință politică, într-o lună era rezolvată problema în continuare și confirm, trecând la subiectul pensiilor sau acestor ajutoare, sociale, da, confirm ceea ce domnul Coșa spunea referitor la pensii speciale. Este o, și aceasta o modalitate prin care politicul, PSD și PNL, că este brandul lor politic, încearcă să țină categorii întregi de populație captive, spunându-le, de fapt, votează-mă pe mine că eu îți dau cu țărita. Nu te scot din sărăcie. Dimpotrivă, te țin acolo, dar îți dau senzația că îți dau ceva. Sunt 150.000 de români în plus în noua tranșă de carduri sociale, ceea ce înseamnă că nu i-au scos din sărăcie, ci au băgat și mai mulți oameni în sărăcie. Vă rog, domnule Simeca. Vorbim de creșterea de pensii pe care o promite actualul guvern, dar iar trebuie să crească pensiile cu cel puțin 16-20% și ar trebui să respecte legea 263 din 2010, care spune clar că pensia trebuie crescută cu rata inflației plus 43% din salariu. Deci, nu, deci un guvern nu a respectat. Da, dacă ai și resurse. Da, deci iar trebuie să respecte, să respecte acest lucru. Iar în ceea ce privește creșterea salariului minim pe economie, e o altă povară pusă pe spatele micilor întreprinzători. Gândiți-vă cu aceste modificări fiscale, vii și le mai crești salariul minim pe economie. Dau un exemplu. La fiecare 100 de lei pe care o crești la salar, 45 de lei merg la stat. Crești salariul cu 300 de lei, ai 135 de lei la stat. Adică creșterea la bugetul de stat, că de fapt e asta urmăresc, să aducă bani, să poată să-i risipească pe toate ministerele care sunt supraaglomerate cu mulți oameni, să poată să-i risipească pe pensii speciale și alte lucruri pe care le fac în acest moment. Deci asta vor. Nu se gândesc la... Să nu spunem că o creștere de salarii minim... O salariu minim duce de fapt sau e necesară, dar este un cost de producție un venit pentru la buget. Antreprenor. Nu aduce. Este, în primul rând, o măsură socială. Păi orice venit aduce. Păi și nu, dar eu vă spun ce consider eu că nu, orice eu majorare spun, de fapt prin eu vă spun ce stat. Consider eu că urmăresc acești guvernanți, pentru că dacă ei urmăreau bunăstarea românilor, se gândeau cum să stopeze inflația, se gândeau cum să coboare costul la gaz, la electricitate, dar să pui povara pe angajator, dumneavoastră sunteți este, un avocat și cu siguranță aveți, cum este? Aveți venit, trebuie impozitat. Cu siguranță dumneavoastră aveți oameni din mediul privat. Gândiți-vă la unul dintre oamenii cu care munciți, dumneavoastră are un contract prestabilit, cu un preț pe produs, da? Da, bun. Și îi crește costul de producție. Ce face? Îl închizi, că nu mai poți să facă acel produs. Deci noi trebuie să ne gândim... Pentru majorarea salariului minim, trebuie să vii cu măsuri sociale pentru reprinzători, ca să poată să susțină acest salariu. Ai eliminat salariile part-time, ai eliminat zilierii, ai adus supraaccize și uite, acum le pui și această povară. Să vedem ce se întâmplă și cu contractele part-time. Eu am făcut o nouă solicitare la Ministerul Muncii, la Inspecția Muncii, să vedem câte s-au mai pierdut, că în primele zile erau vreo 117.000. O să vin la domnul Coșa, dar vroiai o replică, Cristian Zaitler, te rog. Dacă Guvernul României, prin creșterea salariului minim, ar urmări altceva decât să-și crească propriile venituri, asta ar fi o chestie de bun simț, ce spuneți dumneavoastră, domnule avocat. Doar că, uitându-mă ce au făcut cu salariile part-time, unde au lovit în cei mai săraci dintre românii care lucrează, în cei care lucrează pe salariul minim pe economie și cu normă parțială. Vă spun că aici a fost tot o incompetență și nu neapărat, nu s-a urmărit în mod special acest lucru. Ci știți, când efectul este același... Am avut un senator de la PSD aici care mi-a spus că principalul beneficiu al scoaterii part-time-ului a fost ăsta că au adus bani la bugetul de stat în 2017. Așa mi-a zis altceva, n-a reușit să-mi spună. A fost un PSD sincer. Da. Singur. Și a dezvăluit. Domnule Coșa, vin către dumneavoastră. Poate bugetul de stat să mai suporte încă un pachet din ăsta de sprijin social și este într-adevăr o măsură care scoate românii din sărăcie sau îi afundă și mai tare? Doamne, măsurile sociale pe care le ia guvernul sunt niște măsuri de, a spune eu, de fațadă, de spectacol, ca să arate că se ocupă cu ceva și că vrea ca să ajute populația defavorizată. Sigur că măsurile care ar trebui să fie luate sunt legate de tarifuri și de costuri, de prețuri la care ar fi trebuit guvernul să lucreze ca să le mișoreze. Dar cum bugetul statului în România astăzi trăiește prin această umflare a prețurilor, a tarifelor, plafonări și așa mai departe, statul nu se va ocupa deodată de așa ceva. El va încerca să mai pună încă ceva pe masa celor foarte, foarte săraci, însă cu anumite greutăți care țin de anumită logistică.
Nu există capacitatea ducerii până la sfârșit în bune condiții a unui asemenea program. Sunt mulți care n-au acces la el și așa mai departe. Sursa de finanțare însă va rămâne împrumutul. Pentru că deocamdată economia României nu performează. Creșterea economică de care s-a vorbit se duce printre degete ca nisipul, pentru că tot ceea ce producem în plus, dacă producem în plus, pentru că de fapt este o creștere de inflație, este nominală, se duce pe plata datoriei rostogolite și pe dobânda la zi. Deci nu putem să avem sume de bani necesare pentru dezvoltarea reală a economiei. În momentul de față, PNRR-ul nu a adus banii necesari pentru investiții serioase. Investițiile străine în România, care se spun că au crescut, sunt în domenii paralele care nu aduc cine știe ce valoare adăugată, de exemplu o fabrică de biciclete sau o fabrică de acumulatoare care se presupune că va fi făcută, dar de acumulatoare clasice, nu acumulatoare moderne. Toate lucrurile astea arată că economia nu duce la buget bani, iar economia reală, cea privată, este din ce în ce mai mult strangulată cu aceste impozite. Deci se va împrumuta în continuare. Va face efort de împrumut în așa fel încât să poată să asigure la suprafață această dorință de a asigura trecerea prin iarnă a unor categorii defavorizate. Problema este însă alta. Trecerea prin iarna României nu se mai referă doar la categoriile defavorizate, se referă la o mare parte a populației României care nu mai poate plăti obligațiile pe care le are. Calculele care s-au făcut arată că, de fapt, categoria care începe să fie defavorizată în această iarnă este clasa mijlocie. Nu mai sunt oamenii care au o pensie de 2.000 de lei, ci cei care câștigă 4.000-4.500 de lei. Pentru că facturile care vin în toamna acestui an și în iarnă fac ca banii care rămân la bugetul de familie pentru traiul zilnic să se reducă între 35 și 38% din bugetul familiei. Deci vă dați seama că ne apropiem de o pauperizare la un nivel mult mai mare decât la cel pe care aceste programe sociale l-au în vedere. Deci situația se agravează. Eu mă mir că în condițiile în care în întreaga Europa, uitați pe ce se întâmplă în Franța, ce spune Macron, atenționează populația asupra greutăților, conducătorii noștri ne dau niște comunicate liniștitoare, așa de distonocalm, fiți liniștiți, avem gaz, avem apă, avem tot ce ne trebuie, să fie o iarnă blândă și foarte bună. Nu, iarna nu va fi nici blândă, nici foarte bună, iar cine va pierde cel mai mult va fi economia reală, care va avea un număr mare de falimente. Aceste falimente se bazează pe un fapt simplu. Nu se mai pot plăti facturile la energie. Oricât de performant ar fi o întreprindere mică și mijlocie, linia roșie s-a urcat prea mult. Deci discutăm despre niște lucruri care să ne facă nouă plăcere. Așa, auzim că lucrurile merg bine, că România e o țară care va fi ocolită de criză. Domnul Virgil Popescu ne spune, stați liniștiți, la iarnă o să fie bine. Mai multă seriozitate și mai multă, aș spune eu, sinceritate față de acest popor, eu cred că ar duce și la o încredere mai mare în guvern, până la urmă. În condițiile de față, populația e destul de speriată, lumea se întoarce din concedii cu bani puțin, încep școlile care costă și încep să vină facturile. E, situația, vedeți cum este, așa încât părerea mea este că bugetul nu are bani curați, reali, din economie, ca să financeze. Banii venit tot din împrumuturi. Tot din împrumuturi, ca întotdeauna. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule profesor Mircea Coșa. Important de spus că prețul la gaze a bătut un nou record, 300 de euro. Nu mai spunem că România are unul dintre cele mai ridicat preț la energie. Vom vedea cum vor arăta facturile la iarnă, dar domnul profesor Coșa spune un lucru important. Nu doar categoriile foarte vulnerabile sunt acum în pericol, ci și clasa mijlocie, cât o mai fie în România. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate. Când revenim, discutăm desigur despre curieri care devin agenți ai fiscului. Vedeți exact despre ce e vorba. Am revenit la politica zilei. Continuă escaladarea conflictului în Ucraina după ce au fost atacuri aproape de Kiev și chiar în Kiev. Aflăm de la Ministerul Britanic al Apărării că rușii au dus blindate lângă reactorul 5 de la centrala nucleară de la Zaporojie,
Discutăm cu domnul colonel în rezervă Ion Petrescu despre această situație. Bun găsit, domnule Petrescu. Am văzut imaginile din satelit pe care le arată britanicii. Practic sunt vehicule militare masate în jurul centralei de la Zaporojie. Da, să rămână. În același timp, trebuie să spunem că sunt vehicule militare puse acolo pentru apărare apropiată a centralei nucleare. Știm că apărătorii independenței Ucrainei vor ezita în a trage spre blindatele respective, care sunt atât vehicule de luptă ale infanteriei ruse, cât și camioane, pentru că rafalele de armă automată, ca să ne oprim doar la acest mod de a riposta contra agresorilor, ar putea ajunge și în zidurile reactorului din spatele blindatelor respective. Deci, mai degrabă, este vorba de o descurajare subtilă din partea armatei ruse a ofensivei armatei ucrainene. Dar la ora la care a difuzat emisiunea în cercurile informate, este clar că nu va fi o catastrofă nucleară la centrala de la Zaporojie, însă suntem în faza în care, așa cum probabil că ați aflat, în urmă cu mai multe ore, a avut loc o discuție între ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, și omologul său francez, subiectul fiind tocmai situația de la centrala Zaporojie și modul în care acolo vor veni experții stabiliți de Organizația Națiunilor Unite pentru a evalua starea reală a instalațiilor nucleare și a situației cu care se confruntă personalul care operează centrala din această parte a Ucrainei, cea mai mare centrală din Europa de acest tip. Da, domnule Petrescu, putem să discutăm despre încercarea rușilor de a lăsa Ucraina în întuneric și de a conecta energetic centrala de la Zaporojie la sistemul rusesc? V-am mai întrebat asta, dar pare că aducerea acestor blindate ne îndreaptă spre această ipoteză. Sigur, sunteți bine informată, meritați felicitări pentru preocuparea de a nuanța pericolele reale, dar problema la ora actuală pentru Putin este de a obține din partea taberei adversare a Ucrainei o înghețare a conflictului. Da. Deși a fost precizat de către generalul Beth Hodges, care a comandat forțele americane dislocate în Europa, că dacă Statele Unite ale Americii își mențin livrările de armament, susținerea financiară, și tocmai ieri Biden a anunțat că va furniza armament în valoare de 3 miliarde de dolari Ucrainei, o sumă care înseamnă jumătate din bugetul apărării al României, atunci până la finele anului, zice generalul Ben Hodges, sunt șanse ca să se ajungă cu alianamentele dintre cele două tabere la nivelul zilei de 22 februarie anul 2022, adică rușii să mai controleze doar Crimea și Donbasul. Da, urmărim ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc mult pentru analiză, Ion Petrescu, colonel în rezervă. Mergem mai departe și mă bucur să-l salut pe ministrul Muncii, domnul Marius Budăi. Bun găsit, domnule ministru! Bună ziua tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație. Noi am dezbătut în ediția de astăzi și tema legată de voucherele sociale, pentru că sunt mulți pensionari care ne scriu și nouă că, deși au pensia sub 1500 de lei, nu au primit aceste carduri până la acest moment. Ce mesaj concret aveți pentru acești oameni? Suntem pe ultima sută de metri, să spunem așa, cu distribuirea acestor carduri. Permanent, pe măsură ce săptămânal primeam rapoarte de la Poșta Română cu cardurile distribuite, ulterior noi alimentam cardurile, dar și analizam ceea ce s-a distribuit până în prezent și reperiam bazele de date cu bazele de date de la ANAF, astfel încât să vedem dacă pensionarii, seniorii acestei țări care se încadrează în această măsură, mai realizează și alte venituri. Acolo unde am avut sesizări, am intervenit pe loc, am descoperit și cazuri în care se realizau și alte venituri în afara veniturilor din pensie și atunci cetățenii nu se încadrau ce în această măsură. Ce fel de venituri puteau încasa? Chirii sau ce anume? Ce fel? Venituri din chirii sau sunt cetățeni care după vârsta standard de pensionare mai lucrează, fie cu jumătate de normă, fie în alte... cu două ore sau chiar cu normă întreagă, și atunci realizează alte venituri și nu se încadrează aici. Și după încheierea distribuirii tuturor cardurilor,
vom realiza o analiză totală a bazei de date și a ceea ce s-a distribuit și ce mai avem de alimentat, carduri de alimentat, și vedem exact care este situația. Pe parcursul, așa cum bine spuneți dumneavoastră, pe parcursul acestei activități am primit și noi diverse sesizări, le-am verificat și acolo unde a fost cazul am remediat situația pe loc. Dar oamenii cui să se adreseze, domnule ministru? Că poate sunt oameni care chiar pe bună dreptate nu încasează mai mulți bani de atât și caselor, sistemul e greșit. Caselor teritoriale de pensii, în special în județe, iar în București se pot adresa și caselor de la sectoarele de pensii, case naționale de pensii și, bineînțeles, la Ministerul Muncii. Da, asta dacă săracii oameni știu să ajungă acolo, vă dați seama, sunt oameni din mediul rural, poate că e o problemă cu sistemul românesc, că nu are capacitatea. Nu trebuie să ajungă acolo, sunt numere de telefon unde răspundem, avem adrese de mail pentru cei care știu să folosească o adresă de mail. Sunt acum diferite posibilități. Nu ne cramponăm de o sesizare în scris trimisă prin poștă, ci doar un simplu telefon unde se cer câteva date cu caracter personal, număr de dosar sau ceva care să putem identifica persoana respectivă astfel încât să putem face verificarea și în cel mai scurt timp răspundem. Eu însumi pe o rețea de socializare primesc astfel de sesizări și cred eu că în mare măsură reușesc să răspund tuturor dacă se încadrează sau nu, dacă nu se încadrează să explic de ce nu se încadrează și dacă se încadrează să rezolvăm și să remediem situația pe loc. Da, pentru că și în platou dintre invitații mei cunosc cazuri chiar în familiile lor de astfel de persoane care nu au primit cardurile. Dacă permiteți un scurt dialog, vă rog, domnule Simionca, domnule Zaid. Da, cei care primesc, care fac venituri din agricultură, da, sunt luați în calcul, adică sunt veniți suplimentare de la subvenție, că oricum partea aia nu mai poți să aibă săracii pensionari. Subvenția nu este un venit impozabil, deci nu intră. Nu, care vând, de exemplu, o bătrânică care face o producție de roșii și vinde la piață, se calculează acel venit? O bătrânică care face 5 kg, 10 kg de roșii și le vinde la piață, nu este venit care se declară la ANAF. Dacă este venit declarat la ANAF și impozitat, înseamnă că are persoană fizică autorizată și atunci este venit suplimentar. Mă îndoiesc să face asta. Da, domnule Zaidler, vă rog. Bună ziua, domnule ministru, Cristian Zaidler sunt, că nu știu dacă ne și vedeți. Nu vă văd, din păcate. Perfect, am două întrebări și nu asta alegeți la care dintre ele răspundeți. Să știți că oameni care au făcut sesizări la casele teritoriale de pensii li s-au răspuns referitor la neprimirea voucherelor că trebuie să se adreseze Ministerului Fondurilor Europene, că n-au de-a face casele teritoriale de pensii cu informația aceasta. E răspuns pe care mi l-a scris cineva pe care l-a primit după ce s-a interesat la Casa Teritorială de Pensii. Asta e prima întrebare, cum se rezolvă o asemenea situație. Și a doua întrebare se referă la o declarație a dumneavoastră referitor la proiectul de ordonanță de modificare a regulilor pe pilonul 2 și 3. Spuneți-mi, vă rog, de ce a fost nevoie jumătate de oră după ce ați pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului proiectul respectiv de ordonanță să declarați în direct la un alt post de televiziune că asta e o discuție eventuală de viitor, că va trebui să vă consultați, practic făcându-vă că nu există acel proiect de ordonanță. Mai direct vă întreb de ce a fost nevoie să mințiți. Da. Vă apreciez modul dumneavoastră colegial, între ghilimele, de a pune problema, dar vă răspund cu respect. Prima chestiune, vă propun să facem front comun și dacă aveți astfel de cazuri, să mi le redirijați și le voi rezolva pe moment. A fost într-adevăr această discuție la început, în momentul în care s-a deschis măsura, pentru că erau bazele de date la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, am remediat acest lucru între timp, casele de teritoriale de pensii răspund cetățenilor. La a doua întrebare, probabil cineva informat a scos din context ceea ce am spus, iar ceea ce este postat, nu v-am întrerupt, am stat destul de calm și dacă mi-a acordat același respect, eu rămân în continuare în dialog. Vă rog, domnule ministru. Mi s-a scos din context ceea ce am spus. Am spus că deja s-au purtat discuțiile cu ASF, că avem un material de la dumnealor. Ministerul Muncii nu are nicio atribuție în sensul de a propune modificări pe legislația respectivă. ASF-ul sunt specialiști în acest domeniu. Ei au trimis acele modificări, acele propuneri. Noi,
pentru că ASF-ul nu are posibilitate legală de inițiativă legislativă, am supus acest subiect într-o formă de ordonanță de urgență în dezbatere publică. Ca să continui cu o altă discuție pe care dumneavoastră de la USR ați făcut-o, dacă ați citit cu atenție ceea ce ASF a propus, nu există nicio intenție de naționalizare a pinonului 2DP. Sunteți haios, domnule ministru. Nu. Asta va trebui să mai vedem. Vreau, exact. Pentru că nu mai este timp, domnule Budăi, vreau pentru ceilalți pensionari de la 1 ianuarie se pot baza pe o creștere, măcar ajustarea curată a inflației oamenii? Președintele PSD Marcel Ciolacu a fost extrem de clar și a spus că va fi o majorare a pensiilor. Da, eu vă întreb pe noastră că domnul Marcel Ciolacu e numai președintele PSD și președintele Camerei Deputaților. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, domnule ministru, pentru că ne apropiem de final. Domnule avocat, deci practic oamenii, dacă au alte venituri, nu primesc cardurile, dar eu vă spun sigur că nu au. M-a surprins din declarația domnului ministru, și anume că bătrânica care vinde 5 kg de roșii, dar nu declară la ANAF, va primi acel ajutor social și altă... Nu-l va primi, că dacă depășește 1500 mai... Păi nu, dacă nu declară. Doar care de bună credință. Da? Și cea care este de bună credință și declară acel venit la ANAF va fi privată de acest ajutor social. Păi, nu vedeți că acum pun curierii adică să meargă să urmărească? Da, sens. Uite, apropo de asta, curierii trebuie să declare ce bani încasează pe rambursă, să dea niște declarații. Dați seama, un om care își vinde un frigider folosit și vor să-l sancționeze, să-l impoziteze, să-l taxeze, pentru că curierul o să declare acolo. Da. X a vândut, a cumpărat un frigider de la Y, de la Nea Vasile. Deci din noiembrie toți curierii vor avea de completat. Proprii, trebuie să toți curierii care, unde se face plata ramburs, trebuie să completeze o declarație cu privire la banii pe care îi încasează. Ați urmărit, ați văzut formularul, domnule Zaida. Deci se impozitează banii încasează. Nu, vor să vadă unde se face comerț. Un fel de comerț online. Care platformele... Și să colecteze TVA-ul, să vadă care e marea fraudă. Au scăpat de tabac, au scăpat de... Acest tip de comerț, da? Nu-l declar. Care va fi asta criteriul e. De departajare între cineva care își vinde frigiderul propriu sau cumpără frigiderul pentru revânzare? Asta e de domeniul... Se întâmplă o dată. Vedeți că în mod logic ar fi ca acele persoane care fac un obicei din asta, care au o activitate, da, să fie identificate astfel încât să fie obligate. Eu zic că în emisiunea asta să încheiem cu concluzia că avem un ministru care își face un obicei din a minți și manipula, pentru că ceea ce domnul ministru a declarat aici este exact altceva decât ce a declarat în ziua respectivă. Și acea ordonanță de urgență a ministrului. Sigur, voi aveți datoria din opoziție să urmăriți în Parlament. Și avem un guvern incompetent, ar fi cheia finală. Publicitate. Când revenim, discutăm despre cum vor fi distruse cele 8 milioane de doze de vaccinuri pe banii noștri ai tuturor. Revenim.